Criptomoneda Terra și-a pierdut peste 99% din valoare într-un timp record de doar 24 de ore, făcând să dispară averile unor investitori în moneda virtuală. Terra era anterior una dintre cele mai valoroase de criptomonede din piață, iar luna trecută atinsese un vârf de 120 de dolari pe unitate, ieri prețul scăzuse sub 1 dolar pe unitate. Majoritatea pierderilor s-au produs peste noapte, când luna a pierdut 98% din valoare. Prăbușirea prețului înseamnă că valoarea de piață a luna a scăzut de la 40 de miliarde de dolari la 488 de miliarde de dolari, producând pierderi fără Precedent pentru investitori. I-am pierdut toate economiile, a scris un membru. Am cumpărat luna la 85 de dolari. Nu știu ce să fac mai departe. Criptomoneda Luna a avut o creștere uriașă începând cu ianuarie 2021, când era 0,64 de dolari pe unitate. Astfel creșterea în intervalul 3 ianuarie 2021, 1 mai 2022, era de 12.400. Prăbușirea Tera vine în contextul în care toată piața de criptomonede se Fronta cu scăderi puternice.